Hei prieteni, eu sunt Little Edu și am revenit cu un subiect interesant. Am aflat acum ceva timp, într-un episod mai vechi, despre ce este apa. Iar acum am primit o întrebare de la Darius, care este foarte curios să afle câtă apă există pe pământ. M-am documentat și am aflat. Ești pregătit? Dacă da, atunci hai să zburăm! Apa există peste tot, în mai multe forme. Practic, suntem înconjurați de apă. Dar cât de multă apă există? Ca să aflăm răspunsul, o să împărțim apa în două tipuri. Apă sărată și apă dulce. Pe pământ există suprafețe acoperite cu apă, pe care le numim oceane. Sunt ca niște mări întinse de apă, dar mult mai mari. Aici avem 5 oceane mari și late. Oceanul Pacific, Oceanul Atlantic, Oceanul Indian, Oceanul Sudic și Oceanul Arctic. Aceste oceane sunt foarte adânci și au multă, multă apă. Dar când vorbim despre apa din oceane, trebuie să știm că cea mai mare parte a acestei ape este sărată. Mai exact, 97% din întreaga apă de pe pământ este în oceane și este foarte sărată. Adică are gustul sării. Imaginează-ți că ai o pungă mare cu 100 de bomboane și ai scoate din ele 97. Ai rămâne cu foarte puține bomboane, nu-i așa? Mai exact, cu 3. Acel număr reprezintă apa dulce. Aceasta este răspândită în râuri, lacuri, bălți, pârâie și chiar în ghețarii mari din zonele rece ale planetei. Deci, din toată apa de pe pământ, doar 3% este apă dulce. Dar ce este atât de special la apa dulce? Ei bine, este apa pe care o bem și o folosim pentru a ne hrăni și a crește culturi. Atunci când vrem să bem un pahar de apă sau să ne spălăm pe mâini, avem nevoie de apă dulce pentru a face asta. Apa dulce este importantă pentru agricultură, pentru a crește plantele din care facem mâncare. De aceea este foarte important să avem grijă de apa dulce. Trebuie să economisim apă și să o protejăm pentru viitor. Putem face lucruri simple, cum ar fi să oprim robinetul când ne spălăm pe dinți sau când ne spălăm pe mâini. Sau putem ajuta la strângerea apei de ploaie pentru a o folosi în grădină. Toate acestea ne ajută să protejăm această resursă valoroasă. Iar ca să răspund la întrebarea lui Darius, pe pământ există aproximativ 1386 de miliarde de kilometri cubi de apă. Acesta este un număr foarte mare, dar pentru a face o comparație mai ușor de înțeles, putem să îl împărțim astfel. Aproape 97% din suprafața apei se găsește în oceane, mări, sub forma apei sărate. Aproximativ 2,5% din apă este stocată în ghețari și calotele glaciare, adică în formă de gheață. Doar aproximativ 0,5% din apă rămâne sub forma apei dulci, care poate fi folosită pentru a bea, pentru agricultură și pentru alte scopuri umane. Deci, din cantitatea uriașă de pe pământ, doar o mică parte este disponibilă sub forma apei dulci, iar restul este în oceane sub forma apei sărate. De aceea este foarte important să avem grijă de apa dulce și să o protejăm, pentru că este o resursă valoroasă pentru viața noastră și pentru toate celelalte ființe vii de pe pământ. Știai că fiecare picătură de apă pe care o bem sau o folosim astăzi are o istorie incredibilă? Apa noastră a călătorit prin ciclul apei, care include evaporarea din oceane și râuri, formarea norilor, apoi căderea ploii sau zăpezii. Acest ciclu a funcționat de milioane de ani, iar apa pe care o folosim astăzi a fost consumată de dinozauri, strămoșii noștri și multe alte ființe de-a lungul istoriei Pământului. Acesta este un mod uimitor de a ne gândi la resursa noastră prețioasă și la faptul că suntem toți legați de această apă veche care are milioane de ani. Dragilor, acesta a fost episodul de astăzi. Eu am fost Little Edu și ca de fiecare dată am zburat. Nu uita de un like, share și subscribe pentru că mă ajută să ajung la cât mai mulți copii curioși. Ne revedem data viitoare!